și surori, doamnelor și domnilor, pentru soția mea și pentru mine este o bucurie și în, în același timp o onoare să putem să participăm în uh, această convenție. Permiteți-mi și mie să împlinesc cuvântul Domnului care spune, cui datorați cinste, dați cinste și cred că datorăm respectul și cinstea uh, pastorului lui Gimițoi și Echipei cu care a lucrat la organizarea acestei frumoase întâlniri. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Urmează să ascultăm al doilea mesaj al acestei dimineți și vom conclude cu rugăciuni. Și aș vrea să creez această așteptare în dumneavoastră, această anticipare. Vom face rugăciuni și ungeri cu unghile numele Domnului Isus Hristos pentru nevoile. Dumneavoastră sau acelora care îi știți că sunt bolnav și pentru care puteți să veniți aici, în față, pentru că Dumnezeul pe care noi îl propovăduim este un Dumnezeu care lucrează. Este un Dumnezeu care vindecă, este un Dumnezeu care face minuni, este un Dumnezeu atotputernic, mărit să fie numele Lui. Vă invit din nou să vă ridicați în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului este 1 Corinteni, capitolul 12, voi citi de la versetul 12 la 20 și apoi 29 la 31. 1 Corinteni 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și si toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și si dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup? nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, așa cum a voit el. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt profeți? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Mesajul concluziv al acestei dimineți este organizarea și instruirea Bisericii. În pasajul pe care tocmai l-am citit, Duhul Domnului l-a inspirat pe Sfântul Apostol Pavel ca să ne vorbească despre Constituția sau structura Bisericii lui Hristos. Și faptul de căpetenie pe care Pavel îl sublinează este acesta. Biserica lui Hristos este unitară în diversitatea ei. Deci este unitară nu prin uniformitate, ci este unitară prin diversitatea ei. De ce spune cuvântul Domnului? Într-un trup sunt multe mădulare, dar toate mădularele acestea, toate această diversitate formează un singur trup, o singură biserică. În cuvântul Domnului, același apostol Pavel uh, vorbește și spune următoarele cuvinte în Efeseni, capitolul 4, versetele 4 și 5. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez, și bineînțeles, el continuă, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor. Ceea ce ne spune cuvântul Domnului este că Biserica lui Hristos este una singură. De aceea Pavel subliniază și spune este un singur trup, unul singur. Însă lucru care parcă ne face puțin incomozi în ceea ce spune Apostolul Pavel aici în Efeseni, în versetul 5, prin excelență, în partea finală spune, este un singur botez. În Sfintele Scripturii cunoaștem mai multe botezuri. Este botezul în apă, este botezul cu Duhul Sfânt, este botezul cu foc, este botezul martirajului despre care vorbea Isus cu Ioan și Iacob, este botezul în trupul lui Hristos. În ce fel și în ce direcție Sfântul Apostol Pavel face această afirmație, un singur botez. Și de aceea, în mesajul meu, voi urmări trei idei principale și vom încerca să elucidăm um, adevăruri biblice care să ne zidească și să ne uh, țină în învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Și primul lucru pe care în această dimineață aș dori să îl împărtășesc cu dumneavoastră, rămânând în tema generală a convenției, este acesta. Aspecte practice ale formării trupului. Aspecte practice ale formării trupului. Ale formării bisericii. În pasajul pe care l-am citit, apostolul Pavel spune: "Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup, o singură biserică." Prin urmare, ceea ce Pavel spune în Efesenii, F4 cu 5, că este un singur botez. Apostolul Pavel vrea să spună în contextul în care este și un singur trup, că formarea practică a trupului lui Hristos, a bisericii, are o singură metodologie printr-un singur botez. Biserica se formează printr-un singur botez. Întrebarea este, care este botezul acela care formează biserica? Este botezul în apă? Este botezul cu Duhul Sfânt? Este botezul cu foc? Este botezul martirajului? Frați și doamnelor și domnilor, un botez întotdeauna presupune trei lucruri. Botezător, păstorul, candidatul pentru botez și Trei mediul în care se execută botezul. De exemplu, la botezul în apă. Botezătorul este păstorul, candidatul este cel care deja s-a mântuit și coboră în apa botezului ca să mărturisească public uh, legământul lui de a sluji pe cel cu care s-a împăcat pentru restul vieții. Iar mediul în care se execută botezul este apa. În pasajul pe care l-am citit și care mi-a fost desemnat de către organizatori, Apostolul Pavel ne spune cum se formează trupul lui Hristos în formă practică. Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Deci, Apostolul Pavel spune, ceea ce formează Biserica lui Hristos, acel, un singur trup. Este un singur botez. Care este botezul acesta? Botezul acesta este botezul dat de Duhul Sfânt și vă rog să fiți cu mare atenție și nu botezul cu Duhul Sfânt. Botezul dat de Duhul Sfânt formează Biserica, nu botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că am spus, un botez are întotdeauna trei elemente, botezător, candidat și mediul în care se execută botezul. Botezul cu Duhul Sfânt. Botezătorul este cine? Iisus Hristos. Matei 3,11. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Candidatul este credinciosul născut din nou deja, pentru că Biblia spune clar, așa cum am auzit deja încă din prima seară, lumea nu-l poate primi pentru că nu-l cunoaște. Deci candidatul este credinciosul, cel ce este deja mântuit. Iar mediul în care se execută este Duhul Sfânt. Iisus, credinciosul și Duhul Sfânt. În pasajul pe care Pavel ne-l prezintă aici, în fața noastră, el ne spune în felul acesta: Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh. Aici el spune că botezătorul este Duhul Sfânt. De un singur duh, nu cu un singur duh. De un singur duh. cine candidatul? cine candidatul? De data aceasta, candidatul este păcătosul. Nu este omul credincios. Este păcătosul. Dar care este mediul în care se execută acest botez sau are loc acest botez executat de Duhul Sfânt? Vedeți că și Duhul Sfânt botează. Mediul este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, botezul dat de Duhul Sfânt este, frașii și suror, doamnelor și domnilor, chemarea păcătosului la mântuire prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care ajungând la mintea și la inima păcătosului, ascultătorului, este prelucrat de Duhul Sfânt în mintea și în inima acestuia sau acesteia, să înțeleagă că el este un om pierdut și fiind un om pierdut are nevoie de salvare. Și această salvare nu o poate da decât unul singur, care este Isus Hristos Domnul. Și când păcătosul spune, da, el este mântuitorul meu, aceasta însemnează botezul executat de Duhul Sfânt, adică nașterea din nou, cu alte cuvinte. Așa cum va spune și Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 1 cu 23, căci voi ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în viac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt se folosește de cuvânt ca să atingă inima noastră, să ne convingă, să ne scoată de sub puterea păcatului și Duhul Sfânt ne înnoiește, ne transformă, cum va spune și în Tit 3 cu 5. Deci formarea practică a Bisericii lui Hristos, dacă cineva s-a întrebat vreodată, ori cum se formează biserica? Biserica se formează pe o singură cale, printr-un singur botez. Și acest botez este botezul dat de Duhul Sfânt, și botezul acesta în analiză finală este convertirea, este nașterea din nou, este punerea păcătosului prin transformare în trupul lui Hristos. Acum după ce ne-a pus în trupul lui Hristos, ca oamenii lui Dumnezeu, ca oameni mântuiți, avem această obligație sfântă înaintea lui Dumnezeu mai ales în cercurile penticostale, când se pune întrebarea unde este, care e rostul botezului cu Duhul Sfânt, cum am auzit și în prima seară, este, rostul este imens, este, altfel nu era în Scriptură. Dar dacă noi am intrat în trupul lui Hristos, dacă Duhul Sfânt ne-a botezat, ne-a făcut copiii lui Dumnezeu și spunem, suntem mântuiți, mântuiții au două caracteristici distincte despre prima a vorbit în această dimineață fratele Petre că și a spus sunt sfinți, mântuinții sunt sfinți. Și a doua caracteristică a mântuiților este că iubesc pe Dumnezeu. Iubesc pe Dumnezeu. În Ioan 14 cu 15, cuvântul lui Dumnezeu vorbește tuturor sfinților, tuturor mântuiților și spune aceste cuvinte. Dacă mă iubiți, ce veți face? Veți păzi poruncile mele. Și una din poruncile lui Hristos este să nu ne depărtăm de Ierusalim, adică să nu încetăm să stăruim înaintea lui Dumnezeu până când El ne umple cu Duhul lui cel Sfânt, glorie Domnului. Și El o face, El o face cu 4-5 uh, ani în urmă, uh, în, în biserica Emanuel pe care o păstoresc, uh, Dumnezeu a adus uh, o, o vreme de trezire, a cărei efect se simte și astăzi în atmosfera bisericii, dar în vremea aceea de trezire, uh, fierbinte. Uh, în mai puțin de șase luni de zile, Dumnezeu a bote Domnul Iisus a botezat cu Duhul Sfânt peste 300 de suflete. Este o, o, o binecuvântare, un har pe care Dumnezeu l-a dăruit credincioșilor și pentru care noi nu avem niciun merit, pentru că harul este de la Dumnezeu. Deci, puși în trupul lui Hristos, noi uh, suntem chemați după aceea de Dumnezeu, printr-o chemare specială, să îndeplinim diferite slujbe. Pentru că cel de-al doilea gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este acesta. Unitate în diversitate. Unitate în diversitate. Spune, unul este piciorul, unul este ochi, unul este ureche, unul este mână în trupul lui Hristos. Fiecăruia i s-a dat un har de lucru, o capacitate și o posibilitate, o ungere de slujire. Și pentru că fiecăruia dintre noi ni s-a dat uh, o chemare specială, noi trebuie să ne împlinim această chemare. Și trebuie să exersăm și să lucrăm, să dezvoltăm această chemare cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a cinstit. De exemplu, cum am auzit, anul acesta, în luna octombrie, se vor se sărbători 40 de ani de la deschiderea învățământului teologic pentecostal român. Este, este o, o binecuvântare, este o mare realizare. Și eu am avut harul să fiu în prima promoție de studenți de la seminarul teologic pentecostal din vremea aceea. Școala este foarte bună, este foarte bună. Dar, dacă am trecut prin școală și după ce am trecut prin școală nu continuăm să ne pregătim, nu continuăm să studiem, nu continuăm să cercetăm Evanghelia, nu continuăm să citim și să ne interesăm ce se întâmplă în cercetarea biblică, în descoperirile din cuvântul lui Dumnezeu. Vom veni în fața oamenilor ca și gabaoniți cu niște pâine mucegăită. Și cuvântul nostru nu va avea putere, nu va stârni interes pentru cei la care vrem să ne adresăm. Deci, darul care ne-a fost dat trebuie să exersat și trebuie crescut, trebuie dezvoltat. Trebuie dezvoltat. Și lucrul acesta trebuie să preocupe pe fiecare dintre noi. În această diversitate a doamnelor și domnilor, un lucru de căpetenie este acesta. Fiecare să se ocupe de darul lui. Sfântul Apostol Petru spune: Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Este ușor să dai uh, indicației uh, unui păstor cum să predice, dar te întreb: tu te ocupi de darul tău, să se dezvolte darul tău? Dacă stăm fiecare la locul unde ne-a pus Dumnezeu și ne respectăm poziția cu care ne-a cinstit Dumnezeu, biserica se va bucura de pace și biserica va propăși înaintea lui Dumnezeu. Biserica va cunoaște puterea lui Dumnezeu pentru că acolo unde este unitate în diversitate, acolo sunt binecuvântări multiple. Cu fiecare dar care ne-a fost dat, biserica este binecuvântată și, de fapt, darul fiecăruia este pentru zidirea celui de lângă noi, după cum vom vedea în partea a treia a mesajului meu. Și cea de-a de treia de -a parte a mesajului este versetul 31. Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Cel de-al treilea gând pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră este acesta, calea nespus mai bună, sigur, de slujire, de umblare înaintea lui Dumnezeu. Care este calea nespus mai bună? Calea nespus mai bună nu este abilitatea cu care te-a cinstit Domnul de a avea un dar. Și lumea se miră, vai ce predicator bun, ce dar frumos are, ce dar de profeție, ce dar de vedenie. Calea nespus mai bună, frați și surori, doamnelor și domnilor, este dragostea. Biserica trebuie să funcționeze și să lucreze în dragoste. De aceea Sfântul Apostol Pavel face o pauză în prezentarea lui, în scrierea lui către, către, Corinteni și introduce capitolul 13 din 1 Corinteni. Pentru că între 12 și 14, care vorbește despre darurile Duhului Sfânt, el introduce o cale mai bună de a putea să lucrăm și de a putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu în măreția și în puterea Lui. Și care nespus mai bună este dragostea. Pentru că Apostolul Pavel spune așa, poți să ai toate darurile, poți să muți munții, poți să faci minuni. Dacă n-ai dragoste, nu este valabil cu nimic în ochii Domnului, nici nu servește scopul unității și creșterii bisericii. Și haideți să ne uităm la patru aspecte pe care dragostea le are. Uitați-vă în versetul 5 împreună cu mine din 1 Corinteni 13, și să vedem cum trebuie să lucreze dragostea aceasta între noi, în această diversitate. Spune Apostolul Pavel: Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Apostolul Pavel, în acest verset, ne spune patru caracteristici fundamentale ale dragostei care trebuie să lucreze între noi în biserică. Prima caracteristică este caracterul. Cuvântul Domnului spune, nu se poartă necuvincios. Dacă n-ai caracter, slujești degeaba. Dacă nu avem caracter, slujim degeaba. Dacă n-am caracter, pastorația mea nu valorează nimic, prorocia ta nu valorează nimic, cântarea ta nu valorează nimic, ceea ce strică societatea contemporană este tocmai lipsa de caracter. Este lipsa de caracter. Uitați-vă uh, puțin afară, în lumea politică. În lumea politică. Sunt politicieni de excepție în America. Cum a fost Bill Clinton, un politician extraordinar. Numai că a rămas tot fecior holtei. Nu are caracter. N-are deloc. Și de aceea eficacitatea este zero, este nulă. Este nulă. Sunt oameni care sunt mari oratori, care adună în jurul lor uh, mulțimi mari, în biserici, în arene. Dar dacă n-au caracter, oamenii vin și se gâdele la urechi, ascultă și se duc și își văd mai departe de uh, viața lor și de obiceiurile lor și de practicile lor. Însă, dacă ai un caracter sfânt, ai dragoste, deci. Dacă ai caracter sfânt, spune cuvântul Domnului, nu se poartă necuvincios. Adică tot comportamentul din, din îmbrăcăminte, din vorbire, din atitudine, din respect, toată ținuta a lui sau ținuta ei vorbește că este plin de dragostea lui Dumnezeu, omul acesta influențează, persoana aceasta influențează. Al doua caracteristică, cuvântul Domnului spune, că, deci calea mai bună, dragostea, care ne face efectiv între oameni, pe lângă caracter spune, nu caută folosul său, este considerație. Ai considerație pentru semen. Că dacă te gândești numai la tine, mie ce, mie ce mi se cuvine, mie ce îmi cade, eu ce câștig din aceasta? Iarăși nu putem lucra în trupul lui Hristos. Iar și nu putem lucra în trupul lui Hristos la unitate, la creștere și la uh, maturizare. Și atunci este nevoie de considerație când mă uit la semenul meu, să văd în semenul meu un suflet pe care l-a iubit Iisus Hristos și și a dat viața pentru el. Să văd nevoia lui, nevoia mea, pentru ca să pot să ajung în uh, poziția despre care Apostol Pavel spune purtați-vă sarcinile unii altora, căci așa împliniți legea lui Dumnezeu. Eu duc aminte că eram copil. Și acolo, în satul în care m-am născut eu, oameni săraci, oameni necăjiți, vecini cu noi, era o familie, tot așa săracă, și în familia aceasta trebuia să se nască un copil. Sora a fost mereu bolnavă. Mama în această familie și uh, a venit timpul să nască. Deci, luna nouă. I-a venit termenul de născut și n-a născut. Nu a născut. I-a murit copilul în Pântece. Și acolo, la țară unde nu erau nici măcar asistenți medicali și eram departe de orice dispensar medical, oamenii nu s-au nu s-au dus la doctor și sora aceasta, femeia aceasta a purtat copilul acela mort timp de trei luni în pântecele ei trei luni după trei luni de zile, sigur în perioada aceasta copilul a intrat în putrefacție femeia aceasta s-a îmbolnăvit a mers din rău în mai rău până când uh, cred că s-a umplut de puroi mă gândesc acum după cum este știința medicală uh, și-a pierdut cunoștința și a căzut într-un leșin din care toți frații auzeam vorbind: O să moară, o să moară, o să moară. Dar mi-aduc aminte că un bătrân din biserică a venit la biserică și apoi la noi în familie și a zis: Trebuie să facem ceva pentru sora aceasta. Și pentru că dragostea are considerație. Nu caută folosul său. Haideți să stăm înaintea Domnului. Trei zile de post și rugăciune neîntreruptă, Nici n-au mâncat, nici n-au băut. Trei zile. Și au mers la lucru, câmpuri și la toată activitatea. Și trei zile n-au mâncat și n-au băut și ne-au pus și pe noi, copiii, să nu mâncăm. Noi am mai băut apă, și... pentru că eram prea mici. Dar mi-aduc aminte când a venit ziua a treia, era duminica s-a terminat serviciul pe la ora două după masa și pe la ora 3 frații s-au dus în familia aceasta să se roage. Oameni simpli. S-au pus pe genunchi și s-au rugat Domnului purtând în acestei familii și povara acestei familii ca și povara lor personală. În timp ce se rugau Domnului, în timp ce strigau după ajutorul lui Dumnezeu, s-a auzit uh, un strigă mai mare decât al celor care se rugau. Aleluia! Sora care era cu, în, 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 în comă s-a trezit, s-a coborât din pat, s-a pus pe genunchi împreună cu cei ce erau în casa ei să se roage, s-a rugat și sunt un om educat, știu ce vă spun, frașii și surori, doamnelor și domnilor, în clipa următoare... A dispărut copilul din Pântecele ei, copilul mort. S-a refăcut la loc ca și o femeie care când n-ar fi fost însărcinată niciodată. Toată sănătatea a intrat în trupul acestei femei și a fost o minune în toată zona aceea noastră de felul în care Dumnezeu a lucrat cu pocăiții, pentru că asta era uh, vorbirea oamenilor. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, calea cea mai bună este dragostea. Altfel nu crește biserica și nu se maturizează. Poți să ai daruri, poți să ai școală, poți să fii cine-i fi. Dar îți trebuie caracter, îți trebuie considerație, apoi este o a treia caracteristică a dragostei, este calmitate, spune, nu se mânie. Este calmitate, nu se mânie. Am venit la convenție. Poate că unii dintre dumneavoastră ați avut dorința sau un imbol să veniți cu o cântare sau cu un gând sau cu o poezie, și poate că nu s-a găsit posibilitatea să vi se dea lucrul acesta. Să cântați cântarea, să rostiți poezia sau gândul sau experiența pentru că între 4.000 de oameni că s-au adunat aici la Chicago, este greu să-i să pui pe toți, nu? Să nu mergi acasă mânios. Pe mine nu m-au băgat în seamă. Dragostea are calmitate. Nu se mânie. Și mânia aceasta este o mare problemă în familii, este o mare problemă la nivel individual, este o mare problemă în biserici. Avem de multe ori niște biserici de mânioși. Nu le plac cântările, nu le plac poeziile, nu le plac predicile, nu le plac rugăciunile, nu le place nimic, dar dacă îi chem la post uh, uh, și la rugăciune... Uh, au probleme, dacă îi chem la stăruință, nu au timp, dacă îi chemăm la rugăciune, de asemenea, să se roage cine poate, dar eu mă rog acasă, dacă îi chemăm la biserică, ei nu vin că și așa, cum pot să vadă la internet, pot să vadă la Credo TV, pot să vadă la, la, mai multe locuri. Când este vorba și când este timp de a face ceva, dăm înapoi. Dar dacă nu ni s-a făcut cine a plăcut nouă sau cine place nouă, ce dorim noi, ne mâniem. Fraților, nu trebuie să fie așa. Dragostea are Calmitate. Și apoi este a patra caracteristică acestei căi mai bune de a lucra în poporul Domnului ca să ne maturizăm, să ne organizăm bine, este convingere. Spune, nu se gândește la rău. Nu se gândește la rău. Caracter, considerație, calmitate și convingere. Cum să te gândești la rău? Cum să faci rău semenului tău? Și după aceea a mers să cânți. Sau să profețești, sau să predici, sau să faci altă lucrare publică. Cum? Cum să te gândești la rău? Trebuie să ai convingere că pentru semenul tău a murit Isus Hristos ca și pentru tine. Și ca și pentru mine. Și dacă Iisus Hristos a murit pentru mine și a murit și pentru tine, convingerea aceasta trebuie să mă determină să pot să plâng cu tine, să simt cu tine, să, să te ajut să-ți duc povara și să pot să crești înaintea lui Dumnezeu. Nu să, să mă gândesc la rău. Cum aș putea face să nu le meargă bine la păstori aceștia? Cum aș putea face să nu meargă bine la biserica din vecinătatea mea? Cum aș putea face să nu meargă bine la familia de lângă noi, la care le merge mai bine? Aceasta nu este o gândire din Dumnezeu. Aceasta nu este o gândire uh, din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este o gândire din Sfintele Scripturi, ci este o gândire firească, este o gândire lumească. Apostolul Pavel ne spune foarte clar, dacă vreți și dacă vrem, ca să creștem, dacă vrem să ne maturizăm, dacă vrem să ne organizăm bine, dacă vrem să uh, fim instruiți în cunoașterea lui Dumnezeu. Calea cea mai bună este dragostea. Semenul meu este fratele meu, este sora mea. Nu este cineva pe care pot să-l manipulez sau trebuie să-l manipulez sau de pe uh, de pe care urma căruia trebuie să profit. Nu, semenul meu este o binecuvântare pentru mine. Știți de ce? Pentru că semenul meu are un dar pe care eu nu-l am. Și darul pe care eu nu-l am, îl are semenul și îl are pentru mine, ca să mă binecuvinteze pe mine, să mă instruiască pe mine, să mă învețe pe mine. De aceea, Trebuie să ne iubim unii pe alții și să simțim unii cu alții. Și în această dimineață vrem să facem practică această iubire. Ca lucrătorii Domnului, ca și păstori în bisericile de unde veniți. Vrem să stăm alături de dumneavoastră și de cauza dumneavoastră. Vrem să plângem alături de dumneavoastră și de aceea vă, vă invit să nu vă grăbiți. Putem să mâncăm și ceva mai târziu. Să nu vă grăbiți, să veniți aici la, la rugăciune. Pentru că rugăciunea are putere. În locul acesta s-a prezentat Dumnezeu în aceste zile. Prin rugăciunea care s-a făcut aici, locul acesta a devenit o casă de rugăciune, nu un loc public în sensul laic al cuvântului, ci este locul unde s-a prezentat Dumnezeu și în locul unde încă este Dumnezeu. Ați auzit mulți, am trecut prin. Câteva crize de sănătate, și uh, în, în prima criză de sănătate prin care am trecut, cinci ani în urmă, când am căzut uh, într-o semicomă, într-o stare în care nu am știut de mine, eram în altă lume. Timp de cinci zile am fost într-o altă lume. Timp de cinci zile. Dar în situația aceasta. Mulțumesc Domnului pentru frați păstori, mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, pentru biserici. Știu că m-au portat în rugăciune și v-ați rugat pentru mine și pentru casa mea. Și Dumnezeu a lucrat. În a cincea zi, în a cincea zi, eu eram în Los Angeles, în spital, în Anaheim, în spital. Iar frații păstori din organizația din care fac parte, în George of God, erau în Denver, Colorado. La o mie de maile distanță de, de mine. Acolo, în locul acela, în Denver, sâmbătă seara, la ora șapte și jumătate ora uh, Californiei, opt și jumătate uh, ora din Denver, doctorul Denis McGuire, care era în vremea aceea liderul nostru în Church of God, s-a oprit din predică în timp ce vestea cuvântul Domnului. Și a zis așa, m-am oprit din predică pentru că Duhul Domnului nu mă lasă să continuu. Trebuie să ne rugăm din nou pentru pastorul Gog. Dacă este cineva din biserica lui să vină aici în față și să accepte să-l să substituie pe Lazar Gog, îl voi unge cu un delemn în numele Domnului Isus Hristos, dar nu lung pe el ca persoană, ci pe, urgându-l pe el, îl lung pe Lazar Gog în numele Domnului Isus Hristos. Și unul din pastorii din biserică, Atelinelu Lucui, s-a dus în față, sunt frați martori care sunt aici și că au fost acolo, au venit în față, au venit frații păstori în jurul lui, fratele Denis Meguair l-a uns cu un de lemn în numele Domnului Isus Hristos și cât este de drept că Domnul este viu în vecii vecilor. În momentul în care pe el l-a uns acolo în Denver cu un de lemn în numele Domnului Isus, eu m-am trezit din starea mea în spital în Los Angeles. Am început să vorbesc cu soția și am început să vorbesc cu copiii și să mă rog împreună cu ei. De ce? Pentru că Dumnezeu este mare. Dumnezeu este puternic. De aceea poți să vii cu cauza ta dacă iubești, dacă ai dragoste pentru semenul tău, indiferent unde este el. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare.